Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit! Începem o nouă ediție a emisiunii Legal 100% și astăzi vom aborda un subiect delicat. Este vorba despre educația sexuală în școli. În ultima vreme s-a tot făcut referire și s-a subliniat, cel puțin în comparație cu anii trecuți, asupra drepturilor copilului. O să încercăm astăzi să aflăm, în legătură cu subiectul de care vă spuneam, care este vârsta la care un copil ar trebui să fie informat din punct de vedere sexual, ce spune legislația în această privință. O să facem puțin comparație și cu celelalte state europene, la care se pare din multe puncte de vedere încercăm să ne raliem. Și multe alte aspecte și toate le vom afla de la invitata mea. Este vorba despre doamna avocat Ioana Trană. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Care este foarte potrivită pentru subiect, fiind specializată pe drepturile omului și, sigur, implicit vorbim și de drepturile copilului. Multe subiecte ce țin de această latură, de aceste domenii foarte interesante de altfel, despre care noi, cetățenii de rând, nu cunoaștem atât de mult cât ar trebui. Ziceam că este un subiect delicat și, de regulă, când abordez subiecte în legătură cu copiii, cu violență sau cu tot felul de alte agresiuni în legătură cu copii și familie, vin niște statistici și ne îngrijorează și mai tare și poate trag așa un semnal de alarmă. Așa voi începe și de data aceasta, pentru că sigur, poate ar trebui să ieșim din aceste clișee în care tot citim statisticile, dar ele există și nu putem să trecem cu vederea. România are cele mai multe tinere însărcinate din Uniunea Europeană, iar jumătate dintre ele folosesc ca metodă de contracepție, ce credeți, avortul. Suntem așadar una dintre țările cu cea mai mică rată de acoperire sau acces la contraceptivele moderne, fiind evident, ca și o consecință evidentă, fruntaș la avorturi și codaș la contracepție. Acum ar trebui poate să vedem când a fost introdusă educația sexuală în școli, că este domeniul pe care îl abordăm astăzi, tema pe care o vom discuta. Se pare că vorbim de anul 1955 în Suedia. În anii 70-80, educația sexuală introdusă în școli a ajuns și în vestul Europei. În anii 90-2000 s-au alăturat și țări ca Franța, Regatul Unit și apoi Portugalia, sau mai aproape de noi Ucraina și Estonia. Iar în prezent, în cele mai multe țări din Uniunea Europeană, educația sexuală este obligatorie în școli, atenție, deși diferă la nivel de calitate și conținut. Cele mai bune țări la acest subiect sunt țările nordice, Beneluxul, Franța și evident Germania. Și există țări ca Austria care implică foarte mult și părinții în educația sexuală din școală. Doamna Trană, spuneți-ne pentru început, că știu să cunoașteți foarte bine legislația europeană și din acest punct de vedere, haideți să facem o comparație cu celelalte țări în ceea ce ne privește în acest domeniu. Aș dori întâi să revenim un pic la statisticile pe care le-ați pomenit înainte și aș vrea să subliniez că e important să înțelegem că nu vorbim doar de niște statistici, vorbim de niște indicatori ai sănătății populației. Aceste statistici sunt întocmite de către instituții care asta trebuie să facă, veghează la sănătatea populației și periodic investighează gradul de sănătate al populației. Așa cum a spus și dumneavoastră, rezultatele sunt teribile. România are primul loc în topul mamelor tinere și, ca să fac o subliniere, nu vorbim de mame tinere, vorbim de copile care la rândul lor devin mame, pentru că o fetiță de 13 ani care e însărcinată a doua oară nu este o tânără, vorbim de copii care, din cauza sexului neprotejat și a lipsei cunoștințelor în ceea ce privește activitatea sexuală, sigur, ajung în aceste situații îngrijorătoare. Știți că există cumva două tabere. Sunt cei care consideră
și o să vedem noi că există și inițiative legislative în acest sens în România, da, pentru că ne interesează foarte mult acest aspect, consideră că educația sexuală fură inocența copiilor. Asta ar fi o tabără și că informarea precoce ar împinge copilul către curiozități și mai mari, către începerea vieții sexuale. Pe de altă parte, sunt studii făcute care, chiar și din câte mi-am notat și m-am interesat puțin, chiar și UNESCO, un studiu făcut de către cei de la UNESCO, spun că tinerii care primesc educație sexuală precoce, din contră, își încep viața sexuală mult mai târziu, pentru că află niște lucruri, conștientizează niște pericole, conștientizează consecințele unor fapte de această natură și atunci încearcă să amâne cât mai mult acel moment de începere a vieții sexuale. Deci, iată că sunt cele două tabere. Noi, deocamdată, ca și țară, ne încadrăm la prima. Da, sau mai degrabă suntem așa între două tabere, pentru că din punct de vedere legislativ, țara noastră și-a asumat obligația, este obligată, statul român este obligat ca prin unitățile sale de învățământ să asigure elevilor sau copiilor țării o educație sexuală în așa fel încât să se prevină rata de sarcini în rândul tinerelor fete, precum și transmiterea de boli sexuale. Adică legislația o avem. Da, este legea 272/2004. Privind, da? Drepturile copilului. Privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Dar în același timp există această lege, dar ea practic nu se respectă, pentru că noi așa în școli este. Nu avem o astfel de informare sau, nu știu, la orele așa de biologie este. Sau anatomie, mai mult unde decât ar atât, să se întâmple. Da, mai mult decât atât, dacă am fi să avem un rezumat al momentului de astăzi, există chiar o inițiativă legislativă care dorește să restrângă predarea educației sexuale în școli, acea inițiativă legislativă cunoscută sub numele Păstrați inocența copiilor. Și autorul ei dorește ca educația sexuală să nu se poată preda în școli până la gimnaziu decât cu acordul scris al părinților, iar în cazul în care un profesor încearcă să ofere noțiuni de educație sexuală copiilor, acesta să fie pedepsit cu închisoarea. Dar înainte de a intra în mai în amănunt, la fel cum ați subliniat și dumneavoastră, cred că e important de știut că copiii din ziua de astăzi sau adolescenții, să vorbim de o persoană care are 14 ani, acești copii, ei deja sunt în contact cu ceea ce înseamnă sexualitate. Acești copii sunt educați sexual, din păcate, nu la școli, ci acasă, via internet. Toți copiii noștri primesc educația sexuală, marea majoritate din ei, prin industria pornografică. Asta se întâmplă nu la noi în țară, se întâmplă peste tot, pentru că trăim într-o eră digitalizată, avem acces la informații oricând, oriunde și în orice moment. Sigur, dar informarea de acea natură, evident, nu arată și consecințele nefaste ale actului sexual în sine, iar educația sexuală acasă, din păcate, nu înseamnă acasă cu părinții, ci exact ceea ce spuneați, acasă cu internetul. Da, sau cu internetul colegului sau al prietenului sau al vecinului. Apoi, o altă greșeală care se face în mod frecvent este să confundăm educația sexuală cu educația despre actul sexual. Nu este vorba de același lucru. E o coincidență și o confuzie nefericită. Educația sexuală, așa cum este ea imaginată și ar trebui să fie inclusă în programele școlare, reprezintă o educație a copiilor, a tinerilor, de acceptare, de înțelegere a mecanismelor de funcționare a propriului corp și de relaționare, în primul rând, cu ceilalți. Dar nu vedeți are... că aceste confuzii se fac și poate că nici nu găsim un motiv anume. Se întâmplă ca noi să preluăm lucruri pe care le considerăm benefice din alte state europene, dar să nu știm să le implementăm, să le adaptăm. Sau să le adaptăm corect și să o ducem totul la extrem și să ajungem iarăși în situații nefericite în care, nu știu, domnii sau doamnele profesori să nu gestioneze foarte bine acest soi de educație sexuală în școli și de acolo să se ajungă, nu știu, la nemulțumiri din partea părinților, la tot felul de curiozități și mai mari.
Da, în legătură cu părinții și cu acest aparent conflict între o anumită categorie de părinți care are o anumită ideologie sau convingere religioasă și dreptul copilului la informație, cred că e relevant să povestim despre Germania, pe care ați pomenit-o înainte, care a adoptat și ea toată legislația referitoare la obligativitatea educării copiilor în privința sănătății sexuale. În anii următori introducerii acestei obligativități legale, bineînțeles că a existat o opoziție din partea familiilor care aveau ori convingeri religioase, ori din alte motive nu doreau ca copiilor să ia parte la astfel de ore. În Germania orele erau obligatorii. Asta înseamnă că copilul nu putea nici măcar să fie scutit. Și vă spun din surse sigure că, nu știu dacă o să șochez sau nu, în clasa a doua există o oră de educație sexuală, dar, sigur, puneam de acea cantitate, acel nivel de cantitate de informații pe care îl oferi. Totul se întâmplă treptat, pe măsură ce copilul crește și trece în clasele superioare. Dar, iată, de la ce vârstă se începe totuși cu cunoașterea propriului corp. Vom reveni aici, dacă îmi permite să termin, despre exemplu cu Germania. Și astfel s-a ajuns la un litigiu între părinți, adică la un conflict în instanțele judecătorești între părinții care doreau ca copiilor să nu fie expuși acestui soi de informație și statul german, care considera că dreptul copilului la educație și la informații și, în primul rând, dreptul la educație sexuală, care, până la urmă, îi garantează șansa la o sănătate și integritate fizică, e mai presus decât opțiunea părinților. Acest conflict a fost tranșat în Germania în favoarea copiilor și a dreptului fundamental al copilului la informații și la sănătate, în defavoarea părinților. Deci, practic, s-a mers pe discriminare, bănuiesc. Asta a fost invocată? Nu. Dar se poate vorbi despre așa ceva atunci când nu acorzi copilului acest drept? Sau încerci să îl... În general, toate statele consideră, din Europa cu siguranță, dar există un drept fundamental al copilului, se numește interesul superior al copilului, care este întotdeauna mult mai important decât orice alt soi de interese sau drepturi. În așa fel încât, până la urmă, interesul superior al copilului de a avea acces la o educație și la o sănătate prevalează opțiunilor religioase ale părinților. Până la urmă, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în același fel. În legătură cu orele de educație sexuală din clasa a doua, desigur, sună șocant, într-adevăr, educație sexuală în clasa a doua, dar în clasa a doua, practic, ceea ce se aduce la cunoștința elevilor sunt elemente de vocabular față de anumite părți anatomice ale corpului. Nu ne referim la sistemul reproducător, ci la integritatea corpului și apoi, foarte important, ce ar trebui un copil să permită și ce nu. Cât de mult se poate apropia un străin de către un copil în clasa a doua. Ce zone se pot atinge și ce zone nu se pot atinge. Aceste informații pe care le oferim copiilor ajută foarte mult apoi la dispariția multor infracțiuni sexuale. Da, exact, am vrut să subliniez și asupra acestui aspect, pentru că ultima perioadă este una care ne arată totuși cât de multe infracțiuni se întâmplă în această zonă, iar pedofilia ni s-a dus în atenție în ultimele săptămâni cu vârf și îndesat. S-ar evita astfel de infracțiuni? Care ar fi legătura între aceste infracțiuni și, iată, dacă ar exista aceste ore obligatorii în școli de educație sexuală? Cu siguranță s-ar evita, deja din experiența altor state care deja au implementat în curricula lor școlar astfel de ore, se reduc foarte mult infracțiunile sexuale comise asupra minorilor, deoarece un copil în clasa a doua va ști să spună nu și asta e foarte important, va ști să păstreze distanța atunci când o poate face, va ști să riposteze și, foarte important, va ști să se plângă părinților. Să nu uităm că în România multe abuzuri sexuale se comit asupra copiilor chiar de către părinți. Acești copii nu știu să se plângă, lor li se pare că este normal. Lăsând la o parte partea aceasta întunecată,
Dacă ar fi să vorbim despre copiii oricăruia dintre noi, un copil informat este la adăpost. Are un avantaj asupra unui copil care nu este informat. Va ști să se apere, va ști să spună nu, va ști să-și manifeste consimțământul și, foarte important, va ști să informeze despre abuzurile comise asupra lui. Și acum aș vrea să dublez exact ceea ce ați spus dumneavoastră prin a menționa câteva motive spuse de către cei care susțin necesitatea educației sexuale în școli. De ce? 1. Pentru că educația sexuală îi ferește pe copii și tineri de abuzuri sexuale, exact ceea ce spuneați acum, și anume când un copil știe că urechea lui se numește ureche, știe să-ți spună că s-a lovit la ureche. Exact. E foarte important copilul să cunoască limitele. Care sunt limitele? Ce este acceptabil, ce nu este acceptabil? De asemenea, de ce? Pentru că educația sexuală țintește să facă din niște persoane tinere care nu știu cum să aibă grijă de ele însele, persoane responsabile care merg la medic. Atenție, încă o problemă foarte importantă. Pentru că, din păcate, tot statisticile spun că sunt fete ajunse la vârsta maturității care nu au fost la un control ginecologic, care nu știu exact ce se întâmplă cu corpul lor și așa mai departe. Este trist. Este foarte trist că, revenind la fetele tinere care devin mame, aproape toate, atunci când vorbesc cu medicul lor curant, aproape toate declară același lucru, că ele nu știau că în urma unui raport sexual rămân însărcinate. Ori este cruntă realitatea aceasta. Da, cumva e paradoxal față de evoluția tehnologiei și faptul că parcă au prea mult acces în zona aceasta și află tot felul de lucruri și cu aspectul acesta în care se trezesc că nu știu cum se rămâne însărcinată sau alte astfel de lucruri. Dar continuăm imediat discuția. Încă un motiv aș mai menționa ca să terminăm această parte. De ce educație sexuală în școli? Pentru că educația sexuală ajută pe tineri să aibă puterea să spună nu. Și pentru că vă spuneam la începutul ediției că vrem să aflăm și care ar fi vârsta potrivită la care un copil ar trebui să afle și să fie informat în legătură cu această parte sexuală, am sunat-o pe doamna Diana Stănculeanu, care este psihoterapeut în cadrul Asociației Salvați Copiii. Alo, bună ziua, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua! Doamna Stănculeanu, știu că sunteți implicată în tot ceea ce ține de această Asociație Salvați Copiii și în calitate de psiholog v-aș ruga să ne răspundeți astăzi, pentru că suntem chiar curioși, așa cum spuneam și mai devreme, care este vârsta la care a trebuit să informăm pe copiii noștri. Și eu sunt părinte și să știți că mi-am pus de multe ori această problemă. Încerc să fiu acel părinte care informează copilul și care nu îi explică povești neadevărate luate de știu eu pe unde, ci la nivelul la care se poate discuta, să se discute. Dar cu toate acestea, fiecare dintre părinți își pun problema, care-i vârsta potrivită? În mod paradoxal, vârsta la care începem să facem educația sexuală a copiilor este mult mai mică decât s-ar gândi cei mai mulți dintre părinți, pentru că rareori ne gândim la educația sexuală ca parte a unei educații pentru sănătatea și protecția copilului, care ar trebui să însoțească tot procesul de dezvoltare a copiilor de când aceștia sunt foarte mici până când ajung suficient de autonomi încât să se poată proteja singuri. De pildă, educația cu privire la propriul corp este una pe care o facem de îndată ce copiii au limbaj și îi învățăm că au cap, au doi ochi, au nas, evident și în mod absolut corect ajungem să numim cu denumiri corecte sau cu denumiri populare și aspecte care țin de părțile lor intime, de părțile lor genitale, ori acest tip de educație care ajută pe copii să-și identifice părțile corpului lor și funcțiile părților corpului lor, reprezintă primul pas în educația sexuală, deși rare ori ne gândim astfel. În momentul în care îi învățăm pe copii despre ochi și faptul că ei ne ajută să vedem și despre penis și faptul că într-o primă etapă este implicat în tot ce ține de pipi și de trainingul de toaletă, noi deja facem educația sexuală a copiilor. Deci iată că un răspuns simplu ar fi de la vârsta de 2-3 ani, când copiii încep să primească informații despre corpul lor în general și despre funcționarea corpului lor. De aici încolo, toate mesajele legate de educația sexuală vor fi
transmise fragmentat, etapizat, în funcție de nivelul de dezvoltare al copiilor, în funcție de gradul lor de maturitate emoțională și în funcție de utilitatea acelor informații pentru contextul de viață al copilului. Evident că abia în pubertate ajungem să vorbim despre sănătatea reproducerii și despre tot ce înseamnă un comportament sexual la care ne gândim în mod tradițional, dar acesta este doar un aspect al educației sexuale. Educația sexuală facem copiilor încă de la început, de când au cuvinte și învață să descopere lumea înconjurătoare și pe ei înșiși în contextul acestei lumi. Doamna Stănculeanu, sunteți coordonator program în cadrul Asociației Salvați Copiii și știu că încă din anul 1998 această... Vă aud cu dificultate. Da, spuneam că sunteți coordonator program în cadrul Asociației Salvați Copiii și știu că încă din 1998 această asociație a inițiat programul Educație pentru Sănătate, acest termen asupra căruia ați făcut referire foarte des în răspunsul de mai devreme. Are acest program și rolul de a educa din punct de vedere sexual și cum mai exact îl implementați atunci când mergeți prin țară? Alo? Da, nu știu dacă m-ați auzit. Vă întrebam despre programul Educație pentru Sănătate pe care îl implementați dumneavoastră, Asociația Salvați Copiii, și vă întrebam dacă educați și din punct de vedere sexual în cadrul acestui program. Da, nu știu dacă doamna Stănculeanu ne mai aude. Da, ideea este că am subliniat asupra necesității informării încă de la bun început și asupra faptului că, repet, această asociație Salvați Copiii, iată, cu programul Educație pentru Sănătate, implementează la nivel de școli chiar această nevoie de informare. Mai avem foarte puțin timp, vă las pe dumneavoastră, doamna avocat. Eu vreau să spun că astfel de inițiative care doamnei psiholog sunt salutare. Din păcate sunt prea puține și în momentul de față această oră de educație pentru sănătate se poate preda în școli doar în spațiul orei de dirigenție ori în spațiul orei de biologie. Aș dori să închei sublinind din nou că e foarte important să facem distinție și să nu confundăm educația sexuală cu educația pentru sex. Educația sexuală este cea care ne va ajuta în viitor, când vom fi adulți, să avem relații armonioase, să putem să încheiem o căsătorie sau un parteneriat întemeiat pe cele mai solide baze și să putem să ne raportăm la propriul nostru corp din latura pozitivă a vieții, a acceptării. Dar acum, chiar pe final, referindu-ne la cei care se opun cu vehemență sau cel puțin își exprimă o astfel de opinie, credeți că formularea educație sexuală ar fi o problemă și nu este una tocmai fericită, între ghilimele vorbind, pentru că unii spun că ar trebui să se numească educație pentru familie sau educație pentru relaționare și dacă s-ar numi așa, poate nu ar speria atât de mult. Da, și eu cred acest lucru, mai ales că în țara noastră există un tabu desăvârșit în ceea ce privește anumite cuvinte sau anumite zone ale vieții intime. Cred că o altă alegere a denumirii acestei discipline ar fi mai inspirată și ar ajuta populația să o accepte mai ușor, mai ales segmentul de populație cu puternice convingeri religioase. Și acum, chiar pe final, repetând că sunteți specializată pe drepturile omului, Convenția cu privire la drepturile copilului, în ce măsură face referire efectiv la această educație sexuală? Face o referire clară și precisă și enunțează într-un mod pe care nu-l putem nici cum denatura, că copilul are dreptul să fie informat în ceea ce privește toate aspectele referitoare la educația sexuală și pentru sănătate. Aș dori să închei cu faptul că această educație sexuală, aceste ore de educație sexuală reprezintă un drept al copilului. Din cauza asta vorbesc eu ca un avocat pentru toți copiii care au un drept fundamental garantat la educație și la a primi informații care să-i ajute să devină niște adulți sănătoși. Doamna avocat, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă aștept cu mare drag și altă dată. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, nu o să trag o concluzie la această discuție pe care am avut-o astăzi. Vreau doar să vă rog să reflectați atent la ceea ce s-a discutat și să ne gândim efectiv ce este bine pentru copilul nostru. Până data viitoare, numai bine!